testarea a început astăzi la ora 11 și până acum s-au testat 25 de persoane deja. Au fost câteva care nu și-au respectat ora și probabil că vom decala puțin programul, dar noi am avut acest lucru prevăzut și am lăsat pentru fiecare punct de recoltare câte un spațiu la fiecare oră, astfel încât în niciun moment al studiului să nu existe aglomerație. Asta vreau să spun, mi s-a părut cam gol. Este intenționat sau pur și simplu nu au venit oamenii? Este intenționat, desigur. Persoanele sunt chemate la 15-20 de minute. Atât durează testarea în sine, 15 minute, și am mai pus 5 minute pentru completarea chestionarelor și îndeplinirea tuturor formalităților. A fost depistat un caz pozitiv? Nu știu să vă spun asta. Spuneți-mi, vă rog, cine a făcut eșantionarea pentru acest proiect? A fost acea discuție care a făcut-o INSP-ul, n-a făcut-o, dar a făcut-o corect, nu a făcut-o? Dacă ne puteți da mai multe detalii, vă rog frumos. La începutul acestui protocol, datele de eșantionare au fost realizate de o persoană de la INSP, de o doamnă de la INSP. Dar a fost o chestiune oficială sau a fost la mica înțelegere, că asta nu reușesc eu să înțeleg, pentru că doamna aceea a ieșit și a spus, doamna Pistola a ieșit și a spus că ei nu au făcut această eșantionare. Doamnă, noi suntem administrația spitalelor, serviciilor medicale, nu facem nimic la mica înțelegere. Noi am organizat acest studiu pe baza unui protocol, ne-am respectat toate atribuțiile. Nu există nimic neprevăzut sau nereglementat în toată organizarea noastră. Protocolul științific este apanajul specialiștilor de boli infecțioase și de epidemiologie și aceștia au făcut eșantionarea împreună cu instituțiile abilitate în acest sens. Deci INSP-ul. Nu avem atribuții în a verifica cine a făcut eșantionarea și cum. Noi am primit protocolul științific. Puteți să spuneți, vă rog, INSP-ul a făcut sau cine până la urmă? Inițial INSP-ul, ulterior, pe eșantionarea s-a făcut pe baza programului EPIET. De altfel și doamna doctor Pistol a recunoscut că a participat inițial la eșantionare la solicitarea domnului profesor Străinu. Întrebările mele sunt ca să lămurim această situație, pentru că au fost niște informații în spațiu public și nimeni nu mai știe ce să creadă, cum să creadă, ce este adevărat și ce nu este adevărat. Mai spuneți-mi, vă rog, ce urmăriți cu acest program de testare și pe câte zile se va desfășura din programarea făcută de dumneavoastră? După cum știți, în România nu s-a făcut până acum niciun studiu de prevalență. Aceste informații sunt foarte importante, dovadă că foarte multe țări europene au făcut astfel de studii. Din păcate, noi am început mai târziu, căci am fost nevoiți să îndeplinim toți pașii reglementați legal, să respectăm toate condițiile de testare. Și în urma acestui studiu vom afla ce procent din populația Bucureștiului a trecut prin boală, prin infecția cu SARS-CoV-2. Cât de sigure sunt aceste teste? Pentru că au fost informații că 3 din 10 ar fi da un rezultat corect, alte informații că 7 din 10 ar da un rezultat corect și alte informații că 9 din 10 ar da un rezultat corect. Până la urmă, cât de sigure sunt și care sunt datele date de producător? Testele pentru depistarea infecției sunt testele PCR pentru depistarea antigenului SARS-CoV-2. Ceea ce facem noi aici este un test rapid pentru depistarea anticorpilor. Aceste teste sunt cele disponibile pe piață, acreditate, cu toate avizele necesare. Și cam care este marja de eroare? La această întrebare vă vor răspunde specialiștii de la boli infecțioase care ne-au recomandat aceste teste. Noi nu ne pricepem la teste și, de altfel, cred că știți bine că testele serologice au fost avizate internațional cu 3 săptămâni.